Bine v-am regăsit la Super Pariuri după Super Boxing Day de ieri. Avem Boxing Day 2, episodul 2, ultimele partide de astăzi și una de mâine vă propunem ca să închidem așa un bilet, să închidem un cerc al meciurilor din Premier League. De mâine încolo ne concentrăm și pe alte partide. Revin și celelalte campionate europene, ușor, ușor, așa o iau toții, cu toții de la capăt. Ultimii pe listă, nemții, undeva la mijlocul lunii ianuarie. Dar astăzi vă propunem două meciuri de astăzi din Premier League și unul de mâine. Iar la final un bilet din aceste trei partide. Chelsea-Bournemouth e primul meci pe care noi vi-l propunem pentru astăzi. Se joacă în această seară și Chelsea e mare favorită, pe bună dreptate, fiindcă... Dacă ne uităm pe forma celor de la Bournemouth, mini-vacanța asta a venit destul de bine. Chelsea, o să vedem în ce formă sunt jucătorii pe care Graham Potter i-a avut în diverse etape pe la Cupa Mondială. Pornind de la aceste cote cam mici, totuși pe victoria lui Chelsea, încercăm altceva. Încercăm să ne ducem spre goluri. Vorbeam de forma slabă a celor de la Bournemouth. Ei bine, da, există, e formă slabă și ne uităm și aici. Salvați un pic doar de meciul ăsta cu Everton. Dar hai să mai vedem și altceva. În aceste trei, ultimele trei meciuri doar, Bournemouth pierde, dar marchează. E o echipă care caută să dea goluri și de multe ori le și reușește. Apărarea lui Chelsea a mai scârțuit. Așa că ne ducem pe ideea că s-ar putea, în mod normal, să avem multe goluri în această partidă. Peste 2,5 goluri în meci. În meci, așadar, e o cotă ceva mai bună decât victoria lui Chelsea, cotă de 1,65. Manchester United, Nottingham Forest. Revin cei de la Man United în campionat după calificarea mai departe în Cupa Ligii, unde în sferturi au primit și cel mai slab adversar de posibil, și anume pe Charlton. E favorită foarte clară Man United. Nottingham Forest a început foarte greu sezonul. Revenirea pe prima scenă n-a fost atât de facilă precum sperau fanii, mai ales după invazia de transferuri pe care Nottingham Forest a făcut-o. A mai produs însă Nottingham Forest surprize, iar cei de la Man United, Ten Hag îl poate întreba de asta pe Jurgen Klopp, de exemplu. Dar jucându-se pe Old Trafford, rămâne Manchester United favorită. Nottingham Forest e genul de echipă care poate să bată pe Liverpool și imediat să ia 5 goluri de la Arsenal, de exemplu, sau de la altcineva. Hai să căutăm altceva aici. E mică de tot cota pe victoria lui Man United. Asta e media cartonașelor galbene, foarte mică medie de cartonașe galbene pentru fiecare dintre cele două echipe, undeva la 2,60 Man United, 2,4 sub 2,5 media de cartonașe pentru Nottingham Forest. Asta aici la Nottingham Forest nu e neapărat o notă pozitivă, pentru că o echipă de nivelul lui Nottingham Forest trebuie să știe și când să facă faulturile și când să ia cartonașe. Ne ducem pe asta, ne ducem pe cartonașe galbene, peste 3,5 cartonașe, așadar ne-am dus la media celor două echipe și ne-a ieșit un 4, peste 3,5 cartonașe galbene în această partidă, cotă de 1,65. Și vorbeam de meciul de miercuri seară, se joacă Leeds-Manchester City, evident cu campioana mare favorită. Revine Erling Haaland în orașul în care s-a născut, în orașul în care juca tatălui pe vremea aceea. Imediat o să vedem și cotele. Favorită mare este, spuneam, Manchester City și e normal să fie așa. Însă deja cota pe gol marcat de Haaland se face din ce în ce mai mică. Noi v-am propus gol marcat de Haaland în meciul cu Liverpool din Cupa Ligii și acolo ne-a ieșit. Da, se face din ce în ce mai mică cota pe gol marcat de Haaland, așa că hai să încercăm altceva, ceva mai îndrăzneț, să zicem, că tot e final de an. Astea sunt golurile marcate de Leeds United, 4 meciuri la rând cu goluri, nu cu gol, pentru 4 meciuri la rând cu goluri marcate.
Manchester City cu Liverpool a arătat ceva deficiențe, ceva nereguli, așa, ceva crispare în zona defensivă. Hai să ne ducem și noi pe asta. Ambele echipe marchează simplu, curat. Ambele echipe marchează, da, de data asta avem o cotă ceva mai bună aici de 1.80. Iar din aceste 3 partide încercăm un bilet din 3 jocuri. Așadar, Chelsea, Bournemouth, Man United, Nottingham Forest și Leeds United, Manchester City. Cota pe aceste 3 meciuri, pe ideile noastre, este de 4.90.